Și la primărie și în preturile din capitale se vorbește mult despre necesitatea reabilitării curților unor blocuri de locuit. Lucrurile nu prea se mișcă din loc. Aceste spații, an de an, sunt lăsate în voia sorții, iar situația se tot agravează. Astfel, unele porțiuni de drum au devenit impracticabile, atât pentru proprietarii de mașini, cât și pentru mamele care își duc copiii în cărucioare. Chiar dacă cele mai multe curți nu au fost reparate de ani buni, nici de această dată municipalitatea nu a prevăzut bani în buget pentru a soluționa problema. Odată cu venirea primăverii, iese la iveală starea deplorabilă în care se află drumurile de acces și, în general, situația din unele curți dintre blocuri. Pe Bulevardul Traian din capitală, de exemplu, am găsit o curte despre care locatarii spun că de ani buni tot așteaptă să fie reparată. E un dezastru aici. Fiecare zi mă uit fereastră și văd numai grochi. Trebuie făcute drumurile în curți mai întâi. Asta este cel mai important, deoarece chiar și cu căruciorul este greu de trecut. Drumurile sunt foarte rele. Când timpul este rău ploios, se face o baltă mare, imposibil de trecut, cu copilul mai ales. Sunt în oraș drumuri bune, dar în curțile blocurilor locative, majoritatea drumurilor sunt în stare deplorabilă. Potrivit autorităților locale, în bugetul din acest an au fost prevăzute mijloace financiare doar pentru reparația drumurilor. Locatarii sunt nemulțumiți însă de faptul că nu se efectuează lucrări și în curțile blocurilor. Responsabili din cadrul Direcției Mobilitate Urbană susțin că din lipsă de fonduri numai proiectul curți confortabile a fost stopat, prin urmare lucrări nu se vor mai face. Ultimii 2 ani de zile nu avem finanțare la bugetul de stat. Execută lucrări de lichidare a situațiilor de avarii, mă refer la acele plombări care sunt executate în zonele unde există defecte grave ale suprafețelor de deplasare. Potrivit datelor oficiale, în Chișinău sunt aproape 3800 de blocuri, iar peste 80% dintre locuitorii capitalei stau în aceste clădiri cu multe etaje.